Bună seara, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu soarele în Venus ascendent, nodul nord în pești, etalare pentru jumatea lui ianuarie, februarie, martie, cât vreți voi, în această perioadă a anului, o anumită situație, o voi și o altă persoană, vedeți cum o recunoașteți. În seria clarificatorilor a apărut doi de băte, probabil că trebuie să vă faceți planuri de viitor. Vreți anul acesta să vă extindeți unii dintre voi? Eventual, un alt personaj încearcă să lase în urmă ceva, o construcție. Văd aici un rege valet, rege de monede. Un personaj pare cu bani care ar vrea să vă ofere un cadou, o discuție, să arate că vă apreciază eventual. Planete de pământ. Sub acest rege de monede este moartea. Dacă a fost un triunghi amoros, acest personaj pune capăt acestui triunghi amoros. Și-a dat seama că a fost o imaturitate, că a fost influențat de bârfe, eventual, și și-a întors privirea de la cele două suflete pereche. Interesant că totuși cartea a fost invers, eu am așezat-o normal, rămăsese invers la etalarea anterioară. Totuși, asta îmi spune că v-ați întâlnit, dar nu ați manifestat totuși acea comunicare profundă din cauza bârfelor, din cauza poate unor probleme financiare sau iar bârfe în viața cuiva. Dar acest personaj încearcă să se transforme, a început un anume tip de transformare și pare că din ceea ce are vrea să ofere ceva. Își face planul cum să vină. Asta simt, asta transmite doi de spade. Blocați cavalerii trecători. Sunt, da, sunt frumoși, sunt pasionali, 8 de băte. Dar, pe urmă, vă pun în tăcere. Interesant. Un moment de bucurie mare. Dar, de regăsirea două suflete, 6 de cupe, 6 de cupe. Dar apare familia. Familia cuiva s-a băgat, aș spune. Familia cuiva s-a băgat sau poate jobul sau vreo altă relație bazată pe bani a intervenit între voi și apoi tăcerea, eremitul. Tăcerea. Da, acest personaj ar vrea să vină să vă recucerească, dar voi sunteți destul de reținute. Nu, nu, fără cavalerisme. Dacă vrei să mă cucerezi, fi serios. Aș spune. Asta aud, asta transmit, aud, simt. Pești, soarele, Venus, ascendent, modul nord, în pești. O dată, de două ori, de trei ori. Ianuarie, aproximativ, 2023, 8 de monede. Voi munciți. Voi munciți să manifestați ceva nou, să vă vindecați. E un proiect care vă poate aduce stabilitate, popularitate și vă vindecă de multe decepții. E un proiect la care munciți și faceți bine dacă asta faceți, asta veți reuși. Eventual o persoană publică puternică vrea să comunice cu voi și să se implice într-o colaborare. Eventual. Turnul, wow! Începeți anul... Eu anul trecut am început cu turnul. Vai, dar m-a ghidat această vibrație mai mult de 8 luni, da? 16, o să vă vorbesc. Anul trecut l-am început cu turn. Am picat pe scări și am stat în apartament vreo 2 luni de zile. Dar, interesant, cavalerul de spade tot un anume tip de turn reprezintă evenimente neașteptate. Însă, sper că nu sunt căderi la voi. Ați trecut cu bine de Mercur retrograd. Ce cărți! Dacă a fost o separare între voi, o să clarific, între voi și cineva, acel personaj, vedeți aceeași haină, acel moment în care v-a separat, acel personaj avea mască. O mască stupidă, aș spune, o mască stupidă. Și simt că același personaj, pentru că e aceeași îmbrăcăminte, vrea să vină să comunice. Regina de spade în aceste de cărți, e cu sabia jos, se gândește. Am văzut doi de spade, se gândește, discerne. Mai. Tace,
Eventual scrie și gândește. Sub inspirație divină, că e un porumbel. Dacă a fost o separare, aveți probleme financiare și voi și ei, eventual. Dacă aveți probleme financiare, cine se simte aici? Regina de spade, o persoană, totuși, cu logică, cu măsură, cu bun simț în aceste cărți. Încredere în mentalul său, după cum arată hainele. Dacă aveți probleme financiare, știți că le veți depăși. Pentru că acest eveniment, turn, v-a perturbat, cred că ambilor viața, dar în mod special, văd 5 de monede lângă regina de spade. Posibil, dacă sunteți doamne, să vă afecteze pe voi separarea. Evenimentul neașteptat să vă afecteze financiar sau să vă simțiți abandonați, abandonate. Însă acest cavaler de spade pare același personaj, vrea să vină să comunice ceva. Se simte oarecum ghidat, să nu zic forțat, ghidat. Deci după acest turn a venit o lumină puternică în mințile ambilor. S-a făcut lumină, s-au înțeles multe lucruri, dar nu s-a vorbit. V-ați simțit abandonați și v-ați simțit însingurați, deși putea să vă susțineți unul pe celălalt cu acel 5 de monede. O să clarificăm. Repet, acest personaj vrea să vină, nu mai are mască, are mască protectoare. Este, de fapt, coif. Coiful ăsta nu are același simbol ca masca. Într-adevăr, nu-i vedeți nici acum fața, dar totuși, în priviri, puteți să citiți sinceritatea și determinarea. Și masca aceea e protectoare pentru că turnul acesta, evenimentul acela, separarea aceea neașteptată, probabil că a atras un anume tip de dușmănii, de invidii, de care trebuie să se protejeze. Eventual, simt eu. Așa simt eu. Nu mă așteptam la peșișor, la... Ia uite. Magicianul și spânzuratul. Un nou început stă mai un pic și se manifestă, dar mai aveți ceva de înțeles, spânzuratul. Se amână cu alte cuvinte, cu alte cuvinte, manifestarea începutului în acest an la voi, din cauza acestor chestiuni. Comunicarea se amână. Poate a fost Mercur retrograd, da. Și ce trebuie comunicat? Că le-a fost dor, că vor să se împace cu judecata, că judecă, le pare rău, că au mințit, că s-au ascuns. Iar e o chestiune de casă, văd, cu marele preot. Una a fost înțelept, altul nu neînțelept, cam fals. Unul înțelept și altul fals. Mare preot și 7 de spade, pardon. Și totuși, a fost necesar pentru trezirea cuiva, care acum regretă, eventual regretă felul în care a fost. Poate că a învățat acasă să fie mincinos și prefăcut. Iar sunt multe mesaje. Dar se dorește o nouă manifestare, care este un pic amânată din niște motive. În primul și în primul rând trebuie să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă și să aveți, să vă păstrați credința. Chiar că spânzuratul vorbește despre credință. Da, comunicarea a fost afectată la un moment dat. Până să începe talarea, am băut din cafeaua asta și am respirat scurțișoară. Am avut o sesiune de tuse, probabil, iar o situație neașteptată vă întârzie comunicarea, o neatenție sau ceva. Întârzie comunicarea. Dar va fi. Și va fi dintr-o altă perspectivă. Hai să vedem. Clarificăm turnul pentru peștișor. Turnul, regele de monede. Wow. A venit la capătul setului de cărți eremitul, tăcere, da. Apare zodia fecioare a taurului, poate și a capricornului, semne de aer, Uranus în taur. Fecioară, Pluto,
În fine, și semne de apă, un pic de apă. Dacă s-a pus tăcere între voi, tăcerea aceasta este necesară, repet, pentru a se trezi unul dintre voi. Eventual și amândoi trebuie să vă treziți din perspective diferite. Dar, în mod special, un personaj stă și se analizează. De ce nu mai vorbește? De ce nu mai mi oferă dragoste? De ce nu mai e amabilă cu mine? Poate. Aici este întrebarea și răspunsul. Poate că nici eu nu am oferit. Poate că n-am fost suficient de expresiv. Cavalerul de cupe invers. Poate am încercat să impresionez, dar nu am oferit consistență. Iar sunt întrebări pe care acest eremit și le pune, analizează. Se autoanalizează, analizează situația, relația, își înfruntă, am zis, e destul de critic, își înfruntă chiar defectele. Nu doar că ascultă intuiția, care zice, băi, îngerii, wake up to reality, ia vezi tu, de ce nu-ți mai vorbește, de ce nu mai e amabilă cu tine? Păi tu ce ai, cum ai fost, ce ai făcut? Cavalerul de spade. Și atunci își dă seama că trebuie să vină alt cavaler, da? Să vină să comunice. Nu știu de ce ar trebui comunicat. Ia uite, 7 de monede. Care vrea să investească. 7 și cu 8. Cu alte cuvinte. Chiar dacă i s-a dărâmat viața. Ce expresie. I s-a răscolit, să zic, stabilitatea financiară, cea pe care și-o dorea. Cu alte cuvinte, totuși, aceasta este și un moment de trezire în care se poate reconsidera inclusiv financiar. În acest context, dar mai dăm o carte pe 7 de monede. 7 de cupe. Băi, mai dăm cu o carte. Vrem să înțelegem discursul. Eventual. Tot îmi apare, amestec și mi-apare împăratul și 4 de bâte. Și regele de cupe. Cu alte cuvinte, ar fi dorința cuiva de a fi consistent, de a fi protector, doar ar fi implicat, de a fi echilibrat emoțional. Dar mai vreau o carte, totuși, pe acest cavaler de spade. Ce ar mai trebui să, ce ar mai vrea să spună? Imediat. Să creez o mică notificare scrisorică. Eu extraordinar! Și o să mai fac un copil, o să mai iau o carte. O să vă zic că. Probabil din cauza emoțiilor își va găsi mai greu cuvintele. Că într-adevăr v-a pus în așteptare. V-a pus să așteptați, deși nu meritați, că sunteți niște regine sau regi. Sunteți persoane inteligente cu discernământ care nu merita să fiți stați în așteptare. V-a pus să așteptați din cauza opțiunilor. Atracția dintre voi a fost foarte puternică, dar pe lângă atracție au mai fost și alte responsabilități sau alte atracții. Și din acest motiv v-au pus în așteptare. E un soi de mărturisire. Sunt conștienți că toate aceste cărți, așteptarea, iluziile pe care le-au creat, confuziile, opțiunile, responsabilitățile unora sau multele pasiuni ale altora au creat acest turn. Cu alte cuvinte, ei au creat turnul. Nefiind atenți la voi, la relație, la ceea ce putea să creați. La capătul setului de cărți apare, într-adevăr, dorința de a-și cere scuze, de a-și face curaj și de a-și cere scuze. Pentru că își dau seama că au fost aventuroși, am zis, chimia a fost, atracția a fost, dar mai sunt și, au fost și alte situații care le-au distras atenția. Însă ar vrea, parcă vor să se lupte ca să fiți împreună, să fiți puternici împreună. Mai vreau o carte pentru acest turn, după turn, ce ar mai fi, din perspectiva. Oh, din perspectiva lor. Ia uite.
Acest turn i-a făcut să înțeleagă că au fugit de dragoste, au fugit de un personaj. Voi ați fost o persoană nouă, cu care ei nu erau obișnuiți. Compatibil, am auzit, dar nu știu în ce sens compatibil. În sensul că da, voi ofereați emoții pe când ei puteau să ofere consistență, stabilitate și totuși nu au făcut-o. Au fugit de voi. Au fugit și eventual v-au ascuns multe lucruri. Au fugit de această dragoste nouă. De aceste emoții. S-au simțit... care-i cuvântul? Pe un teren nou. Ei nu erau obișnuiți cu asemenea energii, cu dragoste, cu emoții, cu empatie, cu compasiune, la 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 la. Și au fugit. Au fugit către opțiuni, către alte chestii și v-au pus în așteptare. Da? Așa. Hai totuși, în principiu. Da, și 5 de monede. Hai să vedem regina de spade. Stă, ascultă și ce zice. Clarificăm regina de spade. Regina de spade. Cred că sunteți voi. Regina de spade. Evident că puteți să inversați, dar... Regina de spade. Clarificăm pentru feștiș. Voi ascultați și vedeți cum încearcă să vină să vă impresioneze și să vă cucerească aceeași haină roșie. Roșu e sexy, într-adevăr. Reprezintă vitalitate. Dar veți înțelege că și voi trebuie să alegeți între această nouă dragoste, dragoste nouă și sentimentul de abandon sau teama că veți fi iar abandonați. Abandonate, eventual. Mai o carte pe 6 de bute. Da, 3 de spade, 10 de cupe și 3 de bute. Aș spune că e o speranță. Că sperați că vă puteți vindeca de această decepție și eventual înțelegeți că a fost o iluzie. 10 de cupe e o iluzie, că puteți să fiți fericiți cât sunteți separați, pentru că 3 de bâte înseamnă distanță. Și turnul a apărut de două ori. Dacă e distanță între voi, e cam greu să fii fericit. Nu? E o iluzie să crezi că poți să fii fericit cu cineva când acela este tot timpul plecat. Nu? Eventual veți observa cum încearcă să vă impresioneze, să vă cucerească, să se împace două cărți care reprezintă împăcarea, să vă bombardeze cu mesaje. Dar voi aveți, ia uite, hai mai zi. Logica, totuși, mintea clară, aș spune. Undeva în sinea voastră și voi sperați că veți avea victorie, dar... Dăm pe 5 de monede. Ce facem cu acest abandon? Clarificăm. 5 de monede. Da, putem să lăsăm 6 de spade. Apele, tulburi și problemele. Putem. Totuși, dacă chiar vrei să ai reușite, probabil că îi vei spune, trebuie să vii aici, să lași drumurile acelea, iar e chestiune de drumuri, du-te, vino, să lași apele tulburi și să lăsăm amândoi trecutul sau problemele sau decepțiile, să le lăsăm în urmă și să mergem către soare. Soarele apare sub forma unui as de monede. Dacă nu poți să creezi acest as de monede, acest nou început, această relație de lungă durată sau proiect stabil cu tine, o voi face cu altcineva. Dacă vrei să fii parte din acest nou început al meu stabil, 5 și cu 1, 6, în care eu mă echilibrez, bine, dar trebuie să lași în urmă
toate acele influențe, tulburările emoționale, mentale, eu știu, opțiunile acelea. Da? Ia uite, asul de spade și spun adevărul, cavalerul de spade. Posibil acest personaj să zică da, pentru că asul de spade reprezintă un da. Și este răspunsul, dacă vă ziceți, ok, am înțeles, la, 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 la. Nu știu, eu văd aici o discuție între doi oameni. Sunt și spade care reprezintă comunicare. Unul vorbește mai mult, altul ascultă. L-am dat, dă și ia răspunsul și apoi zice, da, da, vreau. Vreau. Până acum am fost cam egoist, dar vreau să schimb. Da? M-am gândit doar la mine, la avantajele mele, la... dar vreau să schimb situația. Îmi dau seama că e o energie benefică mie această întâlnire. Și da, aș vrea. Acum, eu știu ce hotărâți, hotărâți. Eu asta... De obicei nu creez scenarii, dar aici chiar s-a creat. Poate aș mai putea să încerc, iau-te, regele și regina. Ia să dați, mai dați, nu regele și regina. Regele de monede. Ia, de curiozitate. Despre regele de monede. Wow, și Marea Preoteasă. Păi măi, pisi, cine se pune cu Marea Preoteasă? Marea Preoteasă poate să fie foarte bine și regina de spade, care tace, după cum am spus mai devreme, tace și e ghidată de spirit. Exact asta. Și regina de spade, Marea Preoteasă este semnul peștilor. Dar ce mai aud, așa, la modul intuitiv, gen Marea Preoteasă, că posibil acest personaj ori avea o căsătorie, ori avea o poziție, ori avea suficient bani să se implice, dar nu s-a implicat, pentru că avea alte opțiuni. Până la urmă, avea ceva stabil în viața sa, dar ținea ținut ascuns. Intuiția v-a spus că, măi, dacă ține doar pentru el, ea, vă pune în așteptare, repet, și nu se implică, păi, și apare soarele. Iar este lumina voastră. Mamă, soarele și ăsta. Oricum reușiți în orice situație. Aici simt că orice ați alege, veți reuși. Doar că pe o parte aveți o opțiune, pe alta altă opțiune. Cu ei puteți să reușiți, fără ei puteți să reușiți. Aici e trezirea cuiva. Iar. Da. Cam, hai să vedem. Am zis că pachetalele mai scurte. Iar am vorbit în 22 de minute. Mesaje. Mesaje. Pentru peștișor. Asta? Da, relații karmice. Voi sunteți puternici. Am zis că sunteți puternici. V-am arătat mai devreme. V-a zis acest personaj că ar vrea să se lupte. Să fie împreună pentru că le da stabilitate. Patru înseamnă stabilitate. Amândoi aveți un anume tip de stabilitate în voi, probabil că diferită. Aveți o încăpățânare, sunteți rezistenți, dar împreună sunteți și mai rezistenți și mai puternici. Și 4 și cu 4 înseamnă 8, 8 înseamnă bani, PC. Miracole și binecuvânt. Fă ceva pentru cineva. Probabil ați încercat să faceți. Dar o relație karmică a unuia a perturbat atmosfera. Aș spune. Trebuie putere să recunoașteți ce aveți nevoie să schimbați. Și am zis că cineva trebuie să se schimbe. Și sper... Parcă citeam la Eremitul, nu la voi. Era Eremitul care se analiza. Trebuie putere. Să te analizezi, să te critici și să vezi cum poți să te schimbi. Și în momentul în care voi ați oferit atenția într-o altă direcție, în curtea voastră, animalele voastre, nu în această relație, care avea multe secrete, acest personaj a zis, popa, ce se mai întâmplă? De ce nu mai vorbește cu mine? De ce nu mai împărtășește din emoții, din bucurii? Loc, loc. Era acolo și binecuvântări. Da? Întoarceți-vă inima către lumină. Cineva trebuia să se întoarcă către lumină. Dacă voi ați simțit că stați în tuneric, v-ați întors către lumină. Și a zis,
În orice situație ați fi, mergeți către lumină. 13. Transformare, moarte și renaștere. Cam asta e. Arată interesant. Logically. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Ceau, ceau.